Florița din Codru, de Ioan Slavici. A fost și a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. În mijlocul Codrului, lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de țară, pe unde umblă și trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâjmă. La crâjma aceea era o crâjmăriță. Crâjmărița avea o fată și pe fată o chema Florița. Fata aceasta nu era însă fiica crâjmăriței și crâjmărița nu era mama fetei. Fata era fată fără părinți și crâjmărița maică de suflet a fetei. Cine s-o fi fost părinții fetei, chiar nici cei mai bătrâni și mai cu sfat oameni nu pot să o spună. Asta nimeni n-a putut să o înțeleagă. Într-o bună dimineață, crâjmarul s-a dus după lemne la pădure. Și iacă ce e să vezi? Pe o poiană limpede și plină de flori, a aflat o fetiță ce se juca cu niște puișori de căprioară. Cum, când și de unde să fie ajuns copilița aceasta prin Codru, acea minte pământească nu poate să o priceapă. Doar a crescut ca și florile din pământ, doar a căzut ca și steluțele din cer sau s-a prefăcut cumva pe nepricepute din văzduhul curat. Destul cum că atâta era de frumoasă fetița aceasta, încât de-ar fi fost să fie om, ar fi trebuit să fie cel puțin fată de împărat. Cine știe, vreun împărat ce domnește înascuns prin adâncul Codrului. Crâjmarul s-a lăsat de lemne, a luat fetița în brațe, a dus-o acasă și de aici înainte a fost fata de suflet a lui și a crâjmăriței. Așa a crescut apoi fata la crâjmă. În toată ziua se făcea mai mare și cu cât se făcea mai mare, cu atât mai frumoasă la față, mai plăcută la făptură și mai dulce și mai înțeleaptă la vorbă. Pentru aceea oamenii o numeau Floare, floarea cea frumoasă de la crâjma din Codru. Nu numai Florița, ci și maică sa, crâjmărița, era însă frumoasă. Crâjmărița nu era însă așa de frumoasă ca și Florița și Florița altfel iară, nu ca și crâjmărița. Crâjmărița era frumoasă ca și o pană de păun. Florița era frumoasă ca și o floare ce crește ascunsă în umbra tufelor. Crâjmărița era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să nu vorbească cu ea și nimeni nu cuteza să privească la ea. Florița era frumoasă încât nimeni nu se poate răbda să nu privească la ea sau să nu se plimbe cu ea. Crâjmărița atât era de frumoasă încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea acum că vinul e mai tare și mai înfocat. Florița atâta era de frumoasă încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, se părea că este și mai dulce și mai moale decât mama ei. A mers dară vestea în lume și în țară cum la crâjma din Codru se bea vinul cel mai bun. Crâjmărița din Codru e cea mai frumoasă crâjmăriță din țară și cum floarea Codrului e cea mai frumoasă fată din lume. Câți drumeți treceau prin țară, toți se opreau la crâjma din Codru, gustau un strop de vin, vorbeau o vorbă cu crâjmărița și aruncau și o privire la Florița și apoi cât trăiau pe lume vinul cel bun, vorba dulce și fata cea frumoasă nu le ieșea din minte. Într-o zi de dimineață trece vestea din gură în gură până ce ajunge la crâjma din Codru, cum că peste ziua are să treacă împăratul pe aici, pe lângă crâjmă, cu voinici, cu curte și cu mare lucru și treabă, precum trec, adică împărații. Crâjmărița, acum știm și noi cum sunt toate muierile, dă în dreapta, dă în stânga, sparge, șterge, curățește, s-a chitit, s-a pieptănat, cum fac adică muierile când nu e ca întotdeauna. Din zor de zi până în prânzul cel mare nu s-a mai mișcat de la căutătoare. Tot s-a sucit și desucit până când nici ea singură nu știa ce are să mai facă. Când se simți gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei, privind de lungat și cu drag la fața sa, apoi grăi. Frumoasă sunt oglindă? Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea.
Pe de 100 și pe de 1000 de ori e însă mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca zorile dimineții, ochii ca și câmpul cerului și trupul ca razele soarelui. Crâșmărița nu mai ascultă nicio vorbă, ci ieși afară, izbi ușa, intră în crâșmă și se puse cu o vorbă aspră și neîmpăcată la Florița. Că nu e bună, că e leneșă, că e toate, numai așa, nu precum ar trebui să fie. După ce i s-a făcut apoi destule de vorbe, a dat porunca aspră ca Florița de aici înainte în toată ziua să se trezească dis de dimineață, să măture casa, crâșma, curtea, să fiarbă și mâncare. Și iară să măture, să spele, să taie lemne, să facă foc și mâncare, până ce s-o face noapte. Iar dacă s-a făcut noapte, să se suie în podul casei, să-și coboare un sac de grâu necernut și să aleagă gunoiul din el, că numai semințele curate să rămână. Numai după ce va sfârși toate aceste lucruri, îi era iertat să se culce și să doarmă pe trei scânduri de goron. Împăratul veni, gustă o picătură de vin, grăi o vorbă cu crâșmărița cea frumoasă și își merge mai departe în cale. Florița, sărmana Florița, ia 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile trase jugul cel aspru fără să grăiască o vorbă, fără să plângă o lacrimă, fără să înceteze a-și cânta cântece vesele. Și pe cât muncea mai mult, pe atâta ți se părea mai rumenă la față, mai vie la privire și mai harnecă și mai sprintenă și mai drăgăstoasă. Peste 3 luni, 3 zile și 3 săptămâni, iarăși sosi vestea cum că împăratul era să treacă cu voinicii pe lângă crâjmă. Crâjmărița se găti încă mai cu țorțoi decât în cel din tâi rând și când se simți gătită, iarăși întrebă pe căutătoare. Frumoasă sunt oglindă? Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea, dat pe de 100 și pe de 1000 de ori mai frumoasă Florița, pentru că are fața ca mărul, ochii ca și căprioara și trupul ca și crinișorii. Ce vorbe a zis, ce vorbe n-a zis crâșmărița către Florița, aceea nici n-o mai spun. Știe acum fiecare cum că zău muier le aleg în vorbă, cum le-a trecut de glumă. Vai și amar de acela care în lume n-a avut parte de bine, care n-are maică, n-are taică, n-are frați, n-are surori, ci stă așa singură ca și frunza agățată de un păianjen. Bac, seamă, așa e data, ca unul să strângă și altul să frângă. Crâșmărița, în supărarea ei cea mare, porunci ca Florița de aici înainte să nu mai iasă la fața soarelui, ci tot în pivnița cea mare din fundul grădinii să muncească. Lăsa apoi să se facă un război cum nici înainte de aceea, nici după aceea n-a fost altul. Numai suveica era atât de mare încât voinic trebuie să fie acela care să ți-o ridice de la pământ. Cum au trebuit apoi să fie celelalte? Pe acest război a trebuit apoi să țese Florița pe toată ziua 9 coți în lung, o pânză în care urzeala era din fire încât nu le vedeai cu ochii, iar năsădeala din funii, pe care nici cele mai sălbatice fiare nu le-ar fi putut rupe, și apoi să țese, încât nici năsădeala să nu se vadă prin urzeală, nici în urzeală să nu se facă crâmpiță. Dacă Florița și-a făcut lucru, ea are să capete o bucățică de pâine, făcută jumate din pasme, jumate din cenușă și un ulcior cu apă clocită la soare. Împăratul a venit și a gustat iarăși picătura de vin și a grăit vorba către crâșmărița cea frumoasă și și-a făcut cale mai departe. Florița 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile a muncit. Sărmana Florița! În întuneric, ascunsă sub pământ și chinuită și flămânzită și bajocorită, că vai și amar de ea. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, acum de-a treia oară, iarăși sosi vestea cum că împăratul vrea să treacă pe lângă crâșmă, cum înainte de asta n-a trecut însă. Adică cu mare lucru și treabă și cu multă socoteală. Era ca astădată, nu numai copitele, ci și cozile și coamele cailor să fie aurite. Și fel de fel de lucruri, de care înainte nu de asta nici nu s-a vorbit.
Era adică să fie lucru mare și împărătesc. Se zicea acum că acum vine și feciorul împăratului, un voinic, voinic ca și un fecior de împărat. Crâșmărița, 3 zile și 3 nopți a stat în loc. În zorile celei de-a treia zi, crâșma era mai curată decât ghiocelul și crâșmărița mai chitită și mai hoscorurată decât ce-a fost ea însăși cândva. Și apoi, așa cum era, se puse acum de-a treia oară înaintea căutătoarei. Frumoase sunt oglindă! Frumoasă, zău! Grăi căutătoarea, dar pe de 100 și pe de 1000 de ori mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca și fagurele topit, ochi ca și nevasta unui împărat și trup ca și roușoara de pe flori. Crâșmărița nu mai zise nicio vorbă. Și înghiți mânia și plină de gânduri amare și de necaz neastâmpăra se așeză pe prispa de dinaintea casei pentru ca să aștepte și să vadă sosirea împăratului. Iacă, într-un târziu, cam pe când stă soarele la prânzul cel mic, se văzu din depărtare că vine, se apropie ca acuș să ajungă ceva ca și un nor strălucit. Venea împăratul cu voinicii și cu feciorul său venea. Însă, încât copitele cailor nici nu făceau colb și pulbere, ci numai așa din strălucitul aurului celui mult simțeai cum că acuș va să fie aici. Când crâșmărița și oamenii ce stăteau de vorbă înaintea casei văzură cum că de aici înainte nu e glumă și râs, ci chiar va să fie ceva. Ei cu toții se sculară în picioare și făcură, adică cum fac oamenii de treabă când are să fie lucru cu cinste și lucru mare, împărătesc. Poți ști acum aceea, când vine chiar împăratul cu oamenii și cu feciorul său. Crâșmărița își tocmi catrința, se scutură de colb și se subse până la buze. Oamenii își luară pălăriile din cap și se netăziră la păr. Iară Florița toca din război în continuare. Abia fură gătiți până ce sosi și împăratul și năvăli cu ceata cea strălucită asupra crâșmei. Împăratul, feciorul cel de împărat și voinicii cei mândri se coborâră toți cu toții de pe cai, ziseră bună ziua și băură vinul de cela bun. După ce și-au băut vinul și-au zis vorbele, încărecară apoi și se duseră încă mai repede decât cum au venit. De Florița nimeni n-a întrebat, nimeni nu s-a îngrijit. Numai feciorului de împărat îi se părea cum că nu e precum ar trebui să fie. Cum că vinul nu e ca lauda, cum că crâșmărița nu e ca vestea. Ce să faci însă? Și el își dete pinteni la cal și se repezi mai departe cu ceata cea strălucită. După ce împăratul, voinicii și feciorul de împărat s-au fost depărtat, crâșmărița chemă la sine pe baba Boanța, o vrăjitoare vestită, care era atât de bătrână încât ținea minte când codrii erau ca iarba, munții ca mușunoiul și văile ca și crețăturile la ea pe față. Atât de bătrână era Boanța. Și de când trăiește n-a făcut alta decât vrăji și alte lucruri ascunse și nepricepute. Acum era vorba ca să facă ce va face cu sărmana de Florița. După multă vorbă și îndelungată sfătuire, crâșmărița se înțelese cu Boanța ca aceasta să lege pe Florița la ochi, să o ducă în codru să-i scoată ochii și să o lase acolo ca să o mănânce fiarele și alte grozăvenii de acelea din pădure, și de prin guduroaiele întunecoase. Mult sfat nu s-a mai făcut după aceea. Boanța merse în pivniță, legă pe Florița la ochi și făcu precum i-a fost zis. Când ele ajunseră în adâncul codrului, pe unde ființă omenească n-a călcat de când e lumea, Boanța scoase cuțitul cel mare, dezlegă legătoarea cea neagră de pe ochii Floriței și făcu ca să-și facă treaba. Abia privi însă la Florița în față și în ochi, ea scăpă cuțitul din mână și stete uimită și încremenită, cum stă omul când mare lucru îi se pune în cale. Mulți ani a trăit și multă lume a umblat baba Boanța pe Florița, n-a văzut-o decât odată.
De frumoasă ce-o vedea, îi părea acum că nici nu o vede, ci numai și-o gândește. Florița stătea și ea uimită de ce vedea. Ea, sărmana, nu știa ce are să îi se facă, ce are să pățească. Cum Florița și Boanța stăteau așa uimite, deodată ca din pușcă sări o căprioară dintr-un tufar și cum sări, cum trecu pe lângă Florița, cum privi la ea, așa privi. Încât ochii amândoi și cel din dreapta și cel din stânga îi săriră din cap și căzură la Florița în poală. Baba Boanța, mulțumi lui Dumnezeu, cum că nu e silită să facă un păcat mare. Lua ochii de căprioară și-i duse ca să-i spuie cărciul măriței cum că i-a scos de la Florița din căpsor. Florița rămase singurică și părăsită. Ce să facă? Porni încotro o duse ochii și norocul. Multe zile și multe nopți a pribegit Florița așa singură prin codru, fără să audă grai pământesc și fără să vadă ființă omenească. Numai din când în când îi se ivea câte o fiară sălbatică în cale și asta rămânea însă privind din depărtare. O urma o bucățică de cale și apoi se ascundea în tufele dese. Florița mergea cântând mai departe, unde nici ea singurică nu știa. Mergea. Între atâtea și atâtea zi, tocmai în revărsatul zorilor, pe când se dezvelea ziua din noapte, văzu cum că vede ceva așa ca și o casă zărindu-se printre frunzele copacilor. Înaintea casei lucra un om ghebos, ceva, nu știu ce, a plecat la pământ, dar lucra, încât nici cu trăznetul n-ai fi putut să-l trezești de la lucru. Dar cum lucra? Nu ca altă lume. Toate le făcea întoarse și sucite, ca și omul care adică nu pricepe lucruri de care s-a prins. El lucra la un pui. Mai înainte îl ciupeli și numai după aceea îl opări cu apă fiartă și mai înainte îl drese și numai după aceea îl ciupeli și opări. Când Florița văzu cât de necioprit mi se înmișca ghebozul, ea nu se putea răbda ca să nu-i meargă să-l învețe să-l ajute. Bun lucru, bădiță! Grăi Florița blând ca întotdeauna. Ghebosul privind dărât când auzi așa ca prin vis vorbe acea dulce a Floriței și când privi și văzu ce vede... Poate acum fiecare să știe ce trebuie să fie atunci când un ghebos privește în fața Floriței. Ghebosul scăpă și cuțitul și puiul și toate le scăpă din mână și sta înaintea Floriței, încât îi se părea că acum nici nu mai e ghebos mai mult. Dar nici Florița nu sta la flori și frunze. Ghebosul era atât de hâd cât Florița de frumoasă, cu gura ca grapa, cu ochii ca ceapa, cu nasul cârlic, cu părul pârlit. Ce ai de gând cu puiul? Întreabă Florița după ce mi-ai trecut amețeala. Am să-l frig pentru tovarăși, răspunse ghebosul cam cu jumătate de gură ca omul din care scoți vorba cu frica. Ce tovarăși? Îl întrebă Florița. Ghebosul privi lung la Florița ca un om care ar vrea să zică ceva și nu știe cum să o scoată mai nimerit. Vezi casa aceasta? Zise el de la o vreme mai cu inimă. Aceasta este casa celor 12 hoți de codru. Ei s-au dus la hoțit și eu am mai rămas să le fac de mâncare. Așa e, 12 hoți, hoți de codru și grozavi, cu capitanul lor cel înfricoșat au locuit în această casă. Și știe toată lumea acum că hoții de codru se spală în toată dimineața cu sânge de copil nebotezat și sânge de fete mari, iar în fața de un om nu poate să privească, pentru că simțesc junghi în spate și în cap și pe toate laturile. Nu e minune, dar dacă Florița a cam trăsărit când a auzit vorbe atât de mari, hei, dar Florița nu s-a înfricoșat, zău că nu s-a înfricoșat, ci cu vorbă veselă și râs pe buze a zis către ghebos. Un pui pentru 12 hoți? Nici pe o măsea n-are să le ajungă. Vezi bine că doar n-am eu atâta pricepere, răspunse ghebosul, făcându-se și el înțelept. El le-am fript un juncan și ei m-au bătut pentru că a fost prea mult. Astăzi știu că nu m-ar bate. Iar azi, torbate că le-ai fript prea puțin.
Haide ca să te învăț eu ce, cum și cât să faci, zise Florița sărind sprintenă cum era ea peste pragul casei. Acum taie 4 pui și fierse, taie 2 purcei și fripse, făcu o zemuță bună și caldă și arătă ghebozului cum are să facă de aici înainte. Ia ca așa, dragul meu, și așa, și așa, îl învăța Adică precum o învață o maică bună și îngrijitoare. Ca nu cumva să se întâmple ceva cu hoții, ghebozul spuse Floriței cum să-i spuie lui pe când are să fie gata cu mâncările, să fugă cât o duc picioarele, ca să nu cadă în mâinile hoților, căci el numai atunci va cânta din fluierașul cel mic, care cheamă pe toți hoții la prânz. Florița găti mâncarea, puse vasele pe masă, mai curăți, mai netezi, făcu casa încât numai de un drag să șezi în ea, apoi se puse la vorbă cu ghebozul și vorbiră. Vorbiră până ce uitară de hoți, de fluieriță și de toate. În adâncul codrului, hoții începură să flămânzească, să se supere și care de care mai cu greu gând la inimă să pornească către casă. Hei, ghebosule, ghebosule, mare necase-i făcut! Ce se simte aici? Întrebă Florița simțind ceva, ca și când ar fi sânge sau așa ceva. Vai, sărmanul de mine! Strigă ghebosul înspăimântat. Vin hoții! Fugi! Ba nu fugi, căci n-ai vreme de fugă! Ascunde-te sub pat! Florița, de frică ce să facă, se ascunse sub pat, iar cei 12 hoți de codru veneau tot unul după altul și încă din depărtare se auzea cum ziceau că au să-l ucidă, să-l turtească, să-l taie bucățele pe ghebosul. Cum nu? Când ei răbdau de foame, ei hoții ca dânsii. Ghebosul le ieși în cale ca să-i roage de iertare și să le spună cum le-a făcut mâncăruri bune. Să taci deloc! Grăi capitanul! Nu îmi priește mâncarea până ce nu mă spăl cu sângele tău. După aceea intră în casă pentru că să aducă cuțitul cel mare, iar ceilalți prinseră pe ghebos să-l făcură nod. Când capitanul intră pe prag, el rămase stând uimit în loc, îi se părea că această casă netedă și curată nu e a lui. Măi, oameni! Către cei de afară. Ia veniți încoace! Ce e, ce e? Întrebară cei de afară. Veniți când zic! Când hoții pășiră pe prag, ei priviră încât mai uimiți decât capitanul la casa lor. Așa privind le trecu de mânie și iarăși le veni foamea. Se așezară unul lângă altul la masă. Ghebosul, ca și omul care era să o pățească, se făcu sprinten, fugi la vatră și intră cu mâncărurile în casă. Când capitanul simți mirosul aburilor din zeamă, măi, grăi către ghebos. Pentru că mi-ai curățit casa, te lăsăm până după prânz, după aceea luă lingura, gustă din zeamă și o purtă prin gură. Ce mâncare e asta? Întrebă după aceea. Zeamă, cu cinste să fie zis. Zeamă călduță, răspunse ghebosul. Bună mâncare, grăi capitanul, luă după aceea lingura, dete la fiecare hoț câte 3 linguri și ce rămase își ținu pentru el. Hoții își mâncară părticica și după aceea priviră lingându-se pe buze la părticica capitanului. Ghebosul intră și cu carnea cea de pui. Ce e aceasta? Întrebă capitanul. Pui! Pui fript! Răspunse ghebosul. Capitanul își tăie o bucățică gustă și apoi grăi către ghebos. Mă, asta să fiu adus tu mai înainte, pentru că ne-ai făcut atât de bune mâncărurile, noi cu toții te iertăm. După aceea luă cuțitul, tăie la fiecare hoț câte o bucățică și ce mai rămăsese își ținu sieși. Hoții își mâncară bucățelele, după aceea începură să privească la bucățile capitanului, lingându-se pe degete. Iar capitanul de la o vreme început să răsufle cu greu și să mănânce cu trâița numai de aici, de colea, câte o bucățică, câte un fir, ca și omul care ar mânca și nu mai poate mânca de sătul ce e săracul. Frate capitane, grăi unul dintre hoții cei flămânzi, tu te-ai săturat, dă-ne nouă ce a rămas. Ce? Îi zise capitanul, sau n-ați avut și voi, asta o țin pentru mine, pentru ca să o mănânc diseară.
Să nu fie supărare, greighe bosul, mai sunt încă și alte mâncăruri. Ha! Auziți voi, zise capitanul, celelalte sunt ale voastre. Ba nu, grăiei hoții, noi vrem să mâncăm din asta, căci asta e foarte bună și gustoasă. Vorbă din vorbă, hoții începură a se certa. Unii ca asta, alții ca aceea, treaba asta rău. Și dacă ghebosul n-ar fi intrat cu purcei cei fripți în casă, zău nu cred că nu s-ar fi întâmplat un lucru nesfârșit. Când însă mirosul fripturii le intră în nas, îndată se astâmpără. Ce e aceea? Întrebă capitanul. Purcel, purceluș fript, răspunse ghebosul. Capitanul gustă. Așa ceva până acum nici în vis n-am gustat. Mă, prostule, grăi către ghebos, acum trebuie să-l aduci tu pe acesta să mi-l pui mie pe seară și dă-te cu puii la ceilalți hoți. Să ne dai purcei, să ne dai purcel, grăiră hoții, ai zis că ce vine e al nostru. Ce? Sau n-ați zis voi că puii să vi dau? Zise capitanul mânindu-se urât. O vorbă, nu zic mai mult. Aceea nu e glumă când capitanul zice așa vorbe către tovarășii săi flămânzi. Poate acum fiecare să știe ce e aceea, 11 hoți se bat cu capitanul lor. Oh, sărmana Florița! Dacă ar fi știut ea acum că asta ar fi să fie din mâncărurile cele bune, zburau, Doamne, săbile, cuțitele și fel de fel de lucruri și se băteau hoții precum se bat nouri în capete și se prăpădesc. Așa lucru n-a fost încă de când e lumea. Și Florița, bun e sufletul bun, Doamne, bun e, bun ca și darul și mâna lui Dumnezeu. Când hoții se băteau, se formau și se prăpădeau mai apeire, Florița nu s-a mai putut răbda, ci ieși de sub pași și se puse tocmai în mijlocul lor și cum s-a pus a stat acolo între ei, între hoții cei înfricoșați, bătăuși și hoți de codru. Ce a fost după aceea, cum s-a făcut, cum s-a sfârșit, aceea e acum treaba lor. Oare, Doamne, când vede cineva pe Florița, s-ar mai putea bate și supăra? I-ar mai putea veni gând rău și neîmpăcat? Hoții steteră toți încremeniți și amuțiră și scăpară săbile, cuțitele și fel de fel de lucruri ce aveau în mână. Li se părea cum că a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra capetelor lor, ca să îi tragă la socoteală pentru păcatele lor cele multe, în răutatea lor cea mare și înfricoșată și hoțească. Iară Florița le grăi în graiul ei cel blând. Nu vă supărați, bădișorilor, că dacă doriți, iarăși vă fac mâncărurile încă mai bune și mai călduțe decât cum au fost cele de astăzi. Hoților li se părea că cerul s-a dărmat asupra lor și munții și codrii când auziră vorba Floriței. De aici înainte, Florița rămase la casa hoților, îi îngriji, îi curăți, le făcu mâncăruri bune, le ținu povești la frumoase și vorbe blânde, iar hoții nu se mai mișcară de acasă. Le părea că de aici înainte nici n-au să mai cerce în lume. Așa merse asta până ce le se sfârșiră mâncărurile. Ajunseră că abia mai aveau bucate pentru 3 zile și 3 nopți. Apoi niciunul nu voia să se urnească de acasă pentru ca să câștige fiecare voia, să taie lemne, să facă foc, să spele, să măture, să văruiască, să îngrijească grădina cea cu flori, să facă adică după placul și dorința Floriței. Într-o zi Florița merse în grădina cea cu flori ca să vadă cum și ce și află că un porc sălbatic a făcut mare zguduire printre straturi și aflând, tare și mult s-a întristat. Hoții, cum auziră, toții cu toții săriră la puștile cele ruginite și merseră și goniră și nu se opriră până ce nu-l împușcară pe porcul cel sălbatic. Când capitanul, care era cel mai sprinten dintre toți, venea cu el în spate, așa pășea de folos, încât privea de mândru, încât erai să crezi că a stat de vorbă cu Sfântul Petru. De aici înainte fiecare hoț voia să fie cel mai harnic, mai de treabă și mai voinic. Ghebosul, cel mai înțelept dintre dânsii, îi împărți în două
6 inși trebuia să meargă în toată ziua la câștig, iar ceilalți 6 aveau să rămână acasă pentru ca să lucreze după porunca ghebosului și dorința Floriței. Cei mai isteți dintre hoți se duseră în cetatea împăratului și cumpărară cu mulți bani fel de fel de lucruri frumoase și le aduseră ca să le pună la căpătuiul Floriței, așa că nimeni să nu știe cine le-a pus. Și apoi li se nebuneau mințile când vedeau cum că Floriței îi sare inimioara de bucurie când dimineața și afla cârpele cele frumoase la căpătuiul patului. Așa curgea traiul hoților de când au dat de Florița și așa traiul Floriței de când i-a dat de hoți. Îți râde inima când îți aduce aminte. Hei, dar lumea e rea. Bag seamă că nici Dumnezeu nu vrea ca în lume să fie numai bine. Crâșmărița, după multă vreme, iarăși privi în căutătoare. Iarăși întrebă căutătoarea și iarăși răspunse și făcu vorbă cu baba Cloanța. Ce-ți muierea, vicleanu? Nici în fundul lumii nu-ți lasă pace și trai bun. Baba Boanța își făcu trebile, află cum și ce e cu Florița și unde află ea, și unde se află ea, porni apoi în cale către codrul cel vestit și când ea era să ajungă la casa hoților, află că vede niște oameni vorbind. Erau cei 6 hoți ce stau cu ghebosul la sfat. Ea luă 7 frunze verzi de pe creanga unui stejar și grăie asupra lor câteva cuvinte ce sunau avrajă. Suflă apoi de 3 ori asupra lor. Baba n-a suflat bine până ce frunzele se veștejiră și hoții adormiră toți 7 unul după altul. Acum baba Boanța intră la Florița în casă și spuse cum că-i duce sănătate și voie bună de la maică sa cea bună. Îi dădea apoi un inel de aur frumos și rotund. Florița, dar de unde se putea gând rău prin capul ei? Ea trase inelul pe degetul cel mijlociu și nu-l trase cum se trage până ce și căzu la pământ. După ce Boanța a-și făcut treaba, ea își luă cârja de după cuptor și o șterse din cale. Nu-i venea la socoteală să stea încă mult, fiindcă știa cum de multă vreme n-are să treacă până ce hoții se vor trezi din somn. Și hoții cel din codru, zău, nici pentru o Boanță nu sunt lucru de glumă. În bucuria lor cea mare, când se trezi, hoții merseră în cealaltă zi în satul împăratului și cumpărară toate inelele și tot aurul ce se afla în târg și îl deteră Floriței. Peste 7 luni, 6 săptămâni și 7 zile, Crâșmărița iarăși privi în căutătoare. Iarăși auzi vorbele supărătoare, iarăși chemă de la sine pe baba Boanța și iarăși trimise primejdia asupra Floriței. Boanța a făcut ca și celălalt rând și după ce adormiră hoții, iarăși intră la Florița, îi zise sănătate și voie bună și îi dete o rochie de mătase grăin. Iacă, ți-a trimis maică ta cea bună ca să te împodobești cu ea. Florița, de bucurie că a primit veste de acasă, îmbrăcă rochia ca să vadă cum îi șade. Nici nu trebuie să spun că astădată Florița căzu mai moartă. Boanța fugi mai iute, durerea hoților fu mai mare și învierea mai puternică și mai îmbucurătoare decât înainte de asta, cu atâtea săptămâni. Acum hoții cumpărară toate mătăsurile și frumusețele ce se aflau la neguțătorii cei mai mari și împărătești, iar îngrijirea lor se făcu pe de 7 ori câte 7 ori mai mare decât ce a fost cândva. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, Crâșmărița a treia oară iarăși se făli către căutătoare cu frumusețea sa. Ești frumoasă, îi răspunse căutătoarea, dar Florița e mai frumoasă de 100.000 de ori, mai frumoasă decât ce-a fost ea însăși cândva și trăiește ca o împărăteasă. Boanța se suflecă acum chiar de-a treia oară și aceea nu e glumă, când o vrăjitoare ca și Boanța se suflecă, cum înainte de asta nu s-a mai suflecat încă. De asta dată nici nu porni pe picioare, ci în miez de noapte călărind pe o prăjină strâmbă. Mare primejdie trebuie să fi fost în gândul ei că s-a opintit atât de băbește. De când Florița murise în două rânduri, hoții nu mai dormeau nici ziua, nici noaptea, ci stau la pază cum stai când dai de mare necaș și de primejdie și de primejdie te temi. Pentru ca nu cumva să-i cuprindă somnul, unul dintre ei întotdeauna trebuiau să se culce pe un pat de spini. Iară sub pat era jăratic viu și înfocat.
Boanța a văzut că acum cu una, cu două, n-are să-i sprăvească. Ea a făcut dar lucruri vrăjitorii și fel de fel de taine, încât mintea curată nici nu le poate gândi. Pentru ca să adoarmă pe hoți, ea acum nu mai făcu vraja cea mică cu frunzele de stejar, ci vraja cea mare și nemaipomenită, încât ți se ridică perii în vârful capului când te gândești la ea. Luă un ac subțirel și mic, dar mic și subțirel, încât nici cu vârful limbei nu putea să-i simțești, dar încă să-l vezi cu ochii. Împunse 12 stejari cu acest ac, grăi o mulțime de zicăli încălcite, se întoarse de 3 ori peste cap și hoții, toți 12 împreună cu ghebozul, chiar și acela de pe spin și râjăratic, adormiră ca morți. Când baba Boanța intră, acum de-a treia oară în casă la Florița, ea nu-i zise numai sănătate și voie bună, ci alte vorbe mai frumoase și mai dulci, cum vorbesc, adică babele când voiesc să strice firea. Iară Floriței îi sărea inima de bucurie când auzi atâta veste bună și frumoasă de la ei săi. Să te împodobesc ca împărăteasă, mi-a poruncit maica ta cea bună, grăi Boanța într-un târziu. Să-ți pieptăn perișorul, să ți-l aranjez. De unde ar putea Florița să nu facă precum a dorit mama ei cea dulce? Ea lăsă ca baba Boanța să o pieptene și Boanța o pieptănă atât de frumos și atât de frumos îi împlăti părul, încât îi se încurcau ochii când privea și ea și nu știa pe unde o vede mai frumoasă. Dar Boanța nici nu fuse gata cu pieptănatul până ce Florița și căzu mai moartă decât ce a fost cândva în viața ei. Baba Boanța i-a fost împletit firul morții în păr. După ce Boanța își făcu păcatul, ea se sui pe prăjina cea strâmbă și se depărtă mai repede decât vântoasele. Când hoții aflară cum că iarăși nu e bine, ei deteră a fugi care încotro a se opinti din ruptul sufletului, ca doară cumva să înveie pe Florița și de-a treia oară. Îi trase inelele de pe degete, îi dezbrăcară rochia, îi luară salva de pe piept, dar Florița rămase moartă și hoții cei 12, hoți grozavi din fundul codrului, încet încet unul după celălalt începură să plângă. Nu după cum plâng copiii, ci cum plânge omul când vede că acum toate s-au sfârșit, că de aici înainte nu mai are ce să facă. Când Florița a făcut totul dezbrăcată, hoții încetară a plânge și rămase cu toți încremeniți. Li se opri răsuflarea și părăsi sufletul. S-o despletim, grăi ghebosul, să ferească Dumnezeu, răspunse capitanul. Așa de frumos nu mai aștia, împleti cu degetele ei cele mărunțele. Da, ziseră ceilalți hoți, dacă a venit acum până atâta, să fie măcar și moartă precum a fost mai frumoasă în viață. De aici înainte, hoții multă vorbă nu făcură, nici n-aveau ce să-și mai zică. Îmbrăcară pe Florița în cele mai frumoase giulgiuri, îi puse fiecare câte un crinișor pe frunte, aleseră cel mai frumos copac din codru, făcură și un coștugel, cum ei îl știau a face mai frumos, așezarea pe Florița în coștiug și aprinseră la cap o lumină de ceară curată, topită tocmai din fagurele în care a fost să fie matca albinelor. După ce le gătiră acestea, căutară cea mai înaltă poiană din codru și unde erau cele mai multe flori și făcură un mormânt de 3 ori mai adânc decât era de lat și de mai lat decât era de lung. Și apoi sărută fiecare pe Florița în mijlocul funții și o luară și o duseră. Ho! Stați! Grăi ghebosul când văzu că hoții voie să arunce pământ asupra Floriței. Pământ pe trupul ei, nu vă temeți de mânia lui Dumnezeu? Hoții toți, unul după altul, lăsară pământul din mână, le venea să intre în pământ de rușinea păcatului ce era să facă. Când erau să pornească către casă, niciunul nu putea să facă începutul. Erau legați de pământ și simțeau că acasă nu mai are ce să caute. Se așezară, dar jur împrejur pe lângă mormântul Floriței și priviră. Și priviră până ce privind muriră toți 12 unul după altul. 12 hoți au murit și ghebosul împreună cu dânsii. Sărmanii de ei mai că au fost oameni de treabă. Bag seama, așa a fost să fie.
Multă, foarte multă vreme a stat Florița așezată în mormânt, pe lângă mormânt, peste pământul ce sta în jurul gropii, a fost crescut tot cu flori din flori, care de care mai frumoase și mai nemaipomenite. Și florile nu cresc ca și bureții peste noapte. După multă vreme dară, feciorul împăratului a venit cu mulți oameni și cu mare treabă ca să vâneze prin codru. Deodată auziră cum fac câinii mare larmă și multă lătrătură. Feciorul împăratului trimise pe câțiva argați dintre cei mai tari la inimă ca să vadă ce e, cum și pentru ce. Argații veniră și spuseră că s-au adunat câinii într-o poiană înaltă și luminoasă, suindu-se pe un dâmb de flori, toți, cu mici și cu mare, și au început nu să latre, ci să urle, cum urlă câinele când vede bufnița strigând pe hornul casei, oricând arde casa stăpânului său să urle, adică a primejdie. Feciorul de împărat, fecior de împărat, adică ce nu se mulțumește cu una cu două, porunci argaților să-l aștepte și se duse ca să vadă el cu ochii lui și să audă cu urechile lui de treaba câinilor. Când simțiră câinii apropierea stăpânului lor, ei încetară a da semn de primejdie și deteră a-și mișca cozile. Hei, dar din lung nu se mișcară până ce nu păși feciorul de împărat în florile cele frumoase. Fecior de împărat, fecior de împărat, 12 oameni împietriți nu sunt glumă, zău, și chiar un fecior de împărat trebuie să tresară când îi vede printre flori și apoi când privind mormânt. Feciorului de împărat îi păru cum că chiar și a lui suflet a împietrit când văzut pe floarea codrilor. El a văzut multe fete de împărat, Florița e însă Florița. Când văzut, dar când Florița e moartă, el se întristă. După aceea se supără și mai la urmă atâta de grozav se amără, încât îi venea să ia lumea în gheare și așa că îi dăte cu ea de pământ, încât toată lumea să se sfarme ca nici sămânța să nu rămână de ea. Ei, dar feciorii cei de împărat sunt scurți la vorbă. Dacă n-am văzut s-o vie, s-o văd cel puțin moarte, zise el. Numai doi oameni credincioși ținu la sine și când se făcu noapte cu acești doi împreună, scoaseră pe Florița din mormânt și o duse prin ascuns la curtea împăratului. După ce Florița fu bine pusă ca nimeni să nu afle de ea, feciorul împăratului porunci argaților să tacă despre cele ce au făcut și văzut și n-au mai văzut și-și făcut treaba mai departe. El alese cele mai frumoase 12 case ce se aflau în curtea împăratului, așeză pe floarea codrului cea mai frumoasă dintre ele, porunci ca 12 fete cele mai sprintene se grijească pe Florița zi și noapte, să o așeze într-un leagăn de aur și să o legene ca și când ar fi vie. Fața Floriței și acum era rumenă. Crinișorii de pe fruntea ei nici acum n-au veștejit și perișorul ei și acum tot atât de frumos era pieptănaș și împletit. Feciorul cel de împărat dete poruncă aspră ca nimeni să nu-i atingă fața, crinișorii și părul. De aici înainte făt frumos împărătesc de dimineață până seara și de seara până dimineața nu se mișcă de la leagănul Floriței. Privea în fața cea frumoasă până ce adormea privind și cu ochii deschiși. Cele 12 fete, ce aveau să grijească pe Florița, nu mai încetau a sparge capul asupra perincii aspre ce li s-a dat. Oare de ce să nu atingem crinișorii și de ce să nu-i desplătim părul? Și dacă am face, cum ar fi? Se întrebau ele în gândul lor. Așa e, muierea n-are odihnă până nu află ce ar dori să știe. Știți voi ce? Grăi cea mai șireată dintre ele. Feciorul împăratului doarme! Haidem să atingem și să desplătim până când el se trezește. Noi iarăși facem precum a fost. La astfel de lucruri, multă vorbă nu fac muierile. Ele începură să desplătească pe Florița și cum o desplătiră, îi scoaseră firul morții din păr, iar Florița, floarea codrilor, se făcu mai vie, mai frumoasă și mai sprintenă decât ce a fost cândva în viața ei. Când fetele văzură morții râzând ele înspăimântate și învrășmite, fugiră care încotro. Din larma ce făcură se trezi și feciorul de împărat. Acum poate fiecare să știe ce e aceea când feciorul de împărat vede pe floarea codrilor chiar vie, privește în ochii ei cei blânzi și aude vorba ei cea dulce și frumoasă, înfricoșat și îngrozav și nemaipomenit de frumos lucru trebuie să fie așa ceva. Feciorul împăratului
nici trei vorbe n-a greit, până ce a mers și vestea în curte cum că ia ca așa și așa, că s-a întâmplat așa, adică ce s-a întâmplat cu minune și cu taină nepricepută. Și când a venit împăratul cel bătrân ca să vadă ce e, cum și pentru ce, el atât de tare s-a speriat, încât îi înnegriră perii capului și înjuni cu 77 de ani. După ce oamenii se dezmeticiră, Florița stete de vorbă cu ei și le spuse cum și ce, de unde și până unde, ia ca încoace, ia ca încolo, adică toată întâmplarea și patimile ei. Împăratul cel bătrân asculta, precum asculți la copilași când încep să vorbească. Asculta, adică încât îi sta răsuflarea în loc, și precum asculta el tare și foarte mult se supăra când auzi câte toate suferințele sărmanei de Florița. Iar când ea încetă cu vorba, el grăi către ea cu vorba lui cea blândă și împărătească. Fătul meu, draga mea, bunul Dumnezeu a voit ca să vii tu la casa mea, să-mi fii noră și nevastă feciorului meu. Florița nu zise nimic, ci privi numai așa cu coada ochiului la cel voinic frumos fecior de împărat. Iară feciorul îi se făcu vorbele, noci și crâmpință tocmai pe vârful limbii. Până ce zici una, două, trei, vestea despre cununia fecioarei de împărat, feciorului de împărat, ajunse până în cele patru colțuri ale lumii. Până și orbii și șchiopii porniră în cale ca să vină să vadă și să nu mai uite cât or trăi. Crijmărița cea frumoasă nici ea nu putea să rămână acasă. Se găti, dar cum numai ea știa, și când fuse gătite, iarăși întrebă pe căutătoare. Acum de-a șaptea oară, de-a șaptea oară, asta nu e glumă. Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea, dar Florița e mireasă de împărat. Când Jmărița auzi aceste vorbe, ea porunci ca să lase tot vinul să curgă, să spargă toate vasele și porni către fica sa cea dragă și ginerele său împărătesc. Se făcu apoi o nuntă, o cununie și un ospăț de cât care mai vestit și mai minunat de când e lumea n-a fost. Chiar și copiii cei de țiga mâncau cu linguri de aur, iar după ce au mâncat și le duceau cu sine acasă ca să le aibă și să țină minte. După nuntă, împăratul porunci ca să se facă o casă cu pereții de oglindă, să se adune cele mai frumoase neveste din țară și să închidă pe Crijmărița cea vicleană cu ele, pentru ca să vadă și văzând să se surpe în gândul ei, cum nu-i ea cea mai frumoasă din țară. Iar Florița și feciorul de împărat trăiră fericiți și fără supărare, cum trăiesc oamenii buni la suflet, și înțelepți la minte, încât vestea despre ei a ajunse chiar la noi. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Vă mulțumesc pentru atenție, iar dacă v-a plăcut, dați vă rog un subscribe și ne auzim curând cu și mai multe poezii și povești minunate.